Bună! Astăzi vă arăt o rețetă de cașcaval de casă. Pentru aceasta am pregătit 1,2 kg brânză de vaci bine scursă, 600 ml lapte, 400 de grame caș de oi, un ou, 50 de grame unt, o linguriță rasă de bicarbonat, o linguriță rasă de sare. Cum procedăm? Luăm o cratiță în care punem laptele la clocotit. Luăm brânza și o punem în laptele clocotit. O sfărâmăm ușor cu lingura. Și o lăsăm pe foc câteva minute până laptele devine zer. Deci o lăsăm în continuare pe foc la fiert. Deja începe mai lăsăm un minut. A trecut minutul, închidem aragazul, așa trebuie să arate brânza. Acum o punem la scurs în strecurătoare și o lăsăm până se scurge bine. Brânza de vaci s-a scurs. Acum luăm o cratiță și punem untul la topit între timp. Mărunțim bine cașul. Dacă cașul este sărat, nu mai adăugăm sare. La mine este cașul nesărat, deci adăugăm și sare acum. Untul s-a topit, flacăra aragazului este la mic, la nivelul mic. Adăugăm brânza de vaci. Oul. Cașul. Și amestecăm continuu.
Până va ieși o pastă. Amestecăm mai energic. Deja observăm transformarea. Mai dăm drumul puțin la aragaz, mai focul mai tare puțin. Și este gata. Vedem cum se desprinde de pe vas. Observați? Devine ușor elastic. Deja este o pastă. Vedeți cum se separă. Este gata. Acum, la urmă, cașcavalul este gata. Închidem aragazul. Am închis aragazul și vom pune la urmă bicarbonatul. După care amestecăm foarte energic. Bicarbonatul îl va aera, îl va crească mai mult. Ia uitați cum se întinde. Acum îl răstorn într-un vas. Într-o crăticioară sau în sau într-un bol. Eu am aici un vas termorezistent, dar puteți să puneți chiar și într-o cratiță, unsă cu puțin ulei ca să se desprindă mai ușor. Eu am pus o hârtie de copt pergament. Cașcavalul nostru este gata. Îl lăsăm la răcit, după aceea îl lăsăm la rece și după 1-2 zile el din ce în ce se va întări mai mult. A doua zi am scos cașcavalul din formă. Am aici 1 kg 200 de cașcaval. Înălțimea este mai mică deoarece l-am pus într-o formă cu diametru de 24 de centimetri. Dacă vreți mai înalt, îl puneți într-o formă mai mică.
cașcavalul este foarte gustos. Vă mulțumesc că mă urmăriți!